Bună seara, bine ați venit la Esențial. Discutăm astăzi despre economie, într-un context destul de complicat, așa cum bine știți, dar ne axăm astăzi mai concret pe ideea de, sau facem o analiză legată de prețul corect în achizițiile publice, pentru că avem un expert în acest domeniu și atunci încercăm să deslușim care sunt temele importante din această zonă și eventual cum se pot găsi rezolvări la situația care există în zona achizițiilor publice în acest moment. Alături de noi se află domnul avocat Florin Irimia, avocat asociat la Societatea de Avocatură Ceparu și Irimia și președinte executiv al Asociației Experților în Achiziții. Bună seara, bine ați venit la RFI, vă mulțumesc pentru prezență. Bună seara, vă mulțumesc mult pentru invitație, salut și pe cei care ne urmăresc. Vă mulțumesc că îmi dați prilejul să abordez acest subiect extrem de delicat, dar și important în acest context dificil cu care ne confruntăm, cel al prețului în domeniul achizițiilor publice. Practic, care este prețul corect pentru achizițiile care se derulează din fonduri guvernamentale sau fonduri europene? Da, vom discuta pe această temă. Așa cum ați menționat, contextul este complicat. Am avut o criză sanitară, un blocaj al lanțurilor de aprovizionare, acum un război la graniță și, în general, o explozie a prețurilor și un deficit de materii prime. Toate acestea s-au strâns în economia globală, au repercusiuni și asupra economiei românești și aș vrea să ne spuneți, vă rog, care este impactul acestor crize succesive asupra sectorului de achiziții publice. Domeniul achizițiilor publice este unul esențial pentru economia României, dar în general pentru economia în zona Uniunii Europene. A trebuit să fie în principiu achizițiile publice un motor de creștere economică și de dezvoltare. Acesta este cel puțin scopul care este menționat de legislația achizițiilor publice, atât cea europeană cât și cea națională. După cum bine știți, fiind vorba de fonduri publice, există anumite constrângeri în ceea ce privește cheltuirea acestora și se pune întotdeauna întrebarea sau se caută acel echilibru între achiziții publice legale și achiziții publice eficiente, care să reflecte un raport calitate-preț cel mai potrivit. Din aceste considerente, se știe că se organizează proceduri de achiziție publică care urmează anumite reguli destul de complexe, complicate și care reguli sau respectarea acestor reguli antrenează unele costuri suplimentare pentru participanți, atât pentru operatorii economici privați care depun oferte, dar și pentru autoritățile publice care primesc aceste oferte, trebuie să le analizeze, să le evalueze și să desemneze cea mai potrivită ofertă. Deci este întotdeauna a fost, de fapt, dificil de găsit acest raport just între cerere și ofertă, de a avea cea mai potrivită ofertă, cel mai bun raport calitate-preț. Și de un timp relativ recent se încearcă o schimbare a paradigmei. Am mai discutat și cu alte ocazii despre evitarea prețului celui mai scăzut și punerea accentului pe costul, pe ciclu de viață sau pe alte elemente care țin de calitate sau de tot ceea ce înseamnă un cost al unei achiziții publice, fiindcă de cele mai multe ori se ia în considerare doar prețul inițial al unui produs, spre exemplu, sau al unei lucrări, fără a se pune accent sau mai degrabă se ignoră toate costurile ulterioare, spre exemplu, când se achiziționează un echipament tehnic, acesta poate să determine costuri, funcționarea acestuia poate să determine costuri de întreținere, mentenanță și inclusiv de reciclare. E o temă importantă, domnule avocat. Vreau să vă întreb aici, s-au mai făcut pași înainte, nu numai în legislație, ci și în practica românească vis-a-vis de flexibilizarea acestei cerințe a prețului cel mai mic sau de multe ori nu e neapărat o cerință, ci e un criteriu pe care îl iau în calcul autoritățile contractante, nu de cele mai multe ori. S-au mai făcut niște schimbări în bine în acest sens?
Da, cel puțin din punct de vedere legislativ există, cum spuneam, o schimbare de abordare, reguli care permit și chiar încurajează și de multe ori și obligă utilizarea altor criterii decât prețul cel mai scăzut. Însă există dificultăți în practică în identificarea unor factori de evaluare sau criterii de atribuire care să departajeze ofertele și să conducă la alegerea celei mai eficiente din punct de vedere economic, dar în același timp și la o achiziție de calitate. Există anumite tipuri de achiziții unde este interzisă utilizarea prețului ca și criteriu unic de atribuire, se încurajează factori precum criterii sociale sau de mediu sau performanțe ale unui produs. De asemenea, se pot lua în calcul, după cum spuneam, costuri cu tot ciclul de viață sau garanția unei lucrări, a unui produs și alte facilități pe care ar putea să le aducă un operator privat, astfel încât să determine alegerea cele mai potrivite oferte. Dificultatea în acest moment este generată de acest context la care ați făcut referire, aceste crize multiple care s-au succedat și chiar se suprapun. Plecând de la premisa că a fost aleasă într-o achiziție publică, într-o licitație, cea mai bună ofertă, cel mai corect preț, un preț de piață, să spunem, în anul 2020 s-ar fi încheiat un contract de achiziție publică de lucrări pentru realizarea unei infrastructuri de importanță, ca și exemplu putem da construirea unei autostrăzi. În acest răstimp de mai mult de 2 ani de zile de la semnarea contractului au intervenit evenimentele la care s-a făcut referire, criză sanitară, creștere spectaculoasă a prețurilor la toate componentele care intră ca și costuri într-un contract de achiziție publică, într-un contract de lucrări, vorbind de energie, combustibil, manoperă, materiale de construcție, și am ajuns în zilele apropiate anul acesta cu conflictul armat de la granițele României, care a accentuat, a accelerat această criză economică și se confruntă operatorii economici cu dificultăți de aprovizionare, cu materii și materiale, de asemenea, aceste creșteri de prețuri determină o scădere a profitului și de multe ori chiar executarea de lucrări în pierdere. Și revenind la exemplul la care m-am referit mai devreme, construcția unei autostrăzi, practic există riscul blocării proiectului de infrastructură, care are o importanță deosebită, mai ales că România încă este deficitară la acest capitol. Se blochează contractul de achiziție publică, operatorul economic fiind în imposibilitatea să se mai aprovizioneze la costurile pe care le-a estimat la momentul ofertării, iar autoritatea contractantă, achizitorul, se regăsește în situația delicată de a răspunde cererii din partea antreprenorului de majorarea prețului contractului de achiziție publică. Revenind la ce spuneam mai devreme, fiind vorba de o competiție, prețul contractului de achiziție publică trebuie să rămână unul ferm, este un preț fix stabilit în urma unei licitații, astfel încât circumstanțele majorării prețului trebuie să fie prevăzute de la început în contractul de achiziție publică, fie să intervină circumstanțe excepționale care să permită achizitorului să accepte o majorare de preț. Da, cred că este, scuzați-mă, subiectul cel mai fierbinte al zilei, această temă a reașezării prețurilor contractelor. Cum spuneați, e o temă destul de complicată. Știu că în urmă cu câteva, o lună sau o lună și jumătate, guvernul a adoptat chiar o hotărâre în acest sens de reactualizare a contractelor de executare a lucrărilor. Nu știu dacă este acoperitoare, dacă aveți dumneavoastră un semnal din piață, dacă este suficient și bine scris acest act normativ sau dacă și se poate aplica și în practică sau dacă mai e nevoie de ceva mai mult. Din fericire, guvernul a intervenit pentru rezolvarea acestor situații extraordinare, dar
ca de obicei, sau mă rog, din când în când se întâmplă să se adopte instrumente punctuale pentru rezolvarea unor probleme punctuale. Poate că ar trebui gândit pe termen mediu și lung să fie prevenite astfel de situații precum cea cu care ne confruntăm în aceste zile și să fie instituite, adoptate instrumente de lucru mult mai eficiente. Revenind la întrebarea dumneavoastră, într-adevăr, guvernul a intervenit inclusiv de la finalul anului trecut sau din vara anului trecut, în luna august-septembrie, a fost adoptat un prim act normativ care viza ajustarea prețului contractelor de achiziție publică pentru anumite tipuri de achiziții, respectiv cele care erau finanțate din fonduri guvernamentale nerambursabile. A fost instituită în acel moment o formulă de actualizare a prețului, de revizuire, cum se numește, care a fost introdusă practic în mod obligatoriu în contractele aflate în derulare. Legislația achizițiilor publice permite revizuirea prețurilor dacă de la început, în clauzele contractuale, se face referire la posibilitatea revizuirii prin aplicarea unei formule pe baza unor indici statistici relevanți. A procedat și guvernul în acest mod, a instituit practic o astfel de formulă de revizuire obligatorie în contractele de achiziție publică. A fost o gură de oxigen pentru antreprenori, pentru operatori economici privați, însă acea formulă de revizuire și mecanismul care a fost aplicat s-au dovedit a fi depășite de evoluția fulminantă a prețurilor. Între timp s-a declanșat conflictul din Ucraina, au crescut și mai mult prețurile, în special cele combustibilul, motorină în special, care se utilizează în contractele de lucrări de construcție. Din acest considerent a fost necesară o nouă intervenție legislativă care s-a concretizat printr-o altă ordonanță de guvern, o ordonanță de urgență adoptată în luna aprilie, care vizează ajustarea prețurilor în contracte de achiziție publică finanțate din fonduri naționale, nerambursabile sau fonduri proprii ale autorităților publice. Iar pentru domeniul fondurilor europene, pentru achizițiile finanțate din fonduri nerambursabile europene, a fost adoptat un act normativ separat. În principiu, aceste instrumente legislative rezolvă în mare parte această problemă delicată a creșterii prețurilor, însă evoluția este atât de rapidă, de galopantă, încât cu siguranță că într-un viitor nu foarte îndepărtat va trebui să se adopte noi instrumente de reașezare a contractelor de echilibrare. O actualizare, nu a cifrelor. Exact. Se utilizează indici statistici, cum ar fi prețul producției industriale sau indicele general de consum, cel de inflație. Autoritățile contractante au posibilitatea uneori să aleagă între mai multe variante de ajustare. Ceea ce este important este că se încurajează și chiar se obligă autoritățile publice ca pentru contractele viitoare să se introducă formule de revizuire, care să fie bazate pe indici statistici relevanți obiectivi. Din această perspectivă este foarte important și pentru respectarea principiului transparenței, dar și pentru eficiența utilizării fondurilor publice, ca autoritățile contractante, achizitorii, să introducă, să utilizeze în toate contractele de achiziție publică, indiferent de durata acestora sau cel puțin peste o anumită durată, acum există minim 6 luni, pragul peste care se aplică, se introduc aceste clauze de revizuire. Dar raportat la situația actuală, când prețurile evoluează de la o lună la alta, cu procente care uneori depășesc două cifre, ar trebui ca ajustarea să intervină chiar de la prima situație de plată. Și cred că ar fi util să se încurajeze și acordarea de avans pentru contractele de achiziție publică, astfel încât operatorii economici să aibă posibilitatea încă de la început să beneficieze de un sprijin financiar din partea autorității publice, urmând să se deducă acel avans din viitoarele plăți care vor fi acordate operatorului economic. Care sunt riscurile, domnule avocat, dacă nu se reușește acest proces de revizuire, de ajustare, cum l-ați numit, în timp util? Există și pericolul ca
unii dintre constructori să oprească pur și simplu lucrările, nu? Există deja cazuri întâlnite în practică. Clienții pe care îi consiliem au solicitat autorităților publice încetarea contractelor pe care le derulează pentru imposibilitatea de a acoperi costurile necesare executării lucrărilor. Trebuie avut în vedere și faptul că autoritățile publice, atunci când analizează o astfel de cerere, să se raporteze la comportamentul concret al operatorului economic. În general, operatorii economici s-au confruntat cu dificultăți financiare legate de aceste creșteri de prețuri, însă trebuie să fie exclusă culpa acestora. Nu le pot fi acceptate cererile de majorare a prețului dacă această majorare este cauzată de culpa operatorului economic. Spre exemplu, dacă operatorul economic a întârziat executarea contractului, vorbeam mai devreme de contractul de autostradă început, spre exemplu, în 2020, dacă el trebuia să se finalizeze în 2021, luna iunie, sigur că altele ar fi fost prețurile anul trecut. În schimb, dacă a avut loc o întârziere de un an sau poate chiar mai mult, între timp au evoluat prețurile și atunci ar fi cumva inechitabil să îi se plătească major de prețuri în condițiile în care operatorul economic a fost cel care a generat întârziere și automat plata unor prețuri crescute. Deci trebuie judecat până la urmă de la caz la caz, de la situație la situație. Da, cu siguranță că sunt deja și vor mai fi multe spețe care vor ajunge în fața instanțelor de judecată și cu siguranță că magistrații, judecătorii vor interpreta de la caz la caz. În general, abordarea este în favoarea achizitorilor, autorităților contractante. Spuneam mai devreme că prețul în contracte de achiziție publică este unul fix, fiindcă a fost rezultatul unei competiții, unei licitații și atunci autoritățile publice nu au libertatea să accepte majorarea de preț decât în situații specifice. Deci se consideră că operatorul privat, cel care a depus ofertă și a asumat prețul și inclusiv riscurile legate de creșteri ulterioare ale prețurilor. Dar trebuie avut în vedere că aceste creșteri în situația recentă, în perioada recentă, au fost unele cu adevărat spectaculoase care nu puteau fi prevăzute de un operator economic diligent. Sunt situații excepționale, imprevizibile, care trebuie să fie tratate ca atare. Din acest motiv a și intervenit legiuitorul, fiindcă altfel ar fi cumva interzis ca după ce a avut loc o competiție, o licitație publică, să intervină un terț, chiar și legiuitor fiind, să modifice prețul, fiindcă s-ar încălca principiile fundamentale în achizițiile publice, transparență și tratament egal. E absolut de înțeles ce ne spuneți și sigur că e de dorit să existe un contract pe o perioadă lungă de timp cu un preț ferm. Dar așa cum ați precizat, acum suntem într-o situație specială, în condiții excepționale, cu creșteri foarte mari de prețuri ale materialelor de construcții și nu numai, energie electrică, gaze naturale, materiale, bitum, oțel și așa mai departe, lemn chiar și toate aceste materii prime pentru care sunt utilizate, de exemplu, în construcții au crescut prețurile mult. Din acest punct de vedere, cum spuneați, domnule avocat, cum privim viitorul contractelor de achiziție cu prețuri ferme? Pentru că, iată, devine tot mai complicat, cred, și în următorii ani, așa se va întâmpla, să ai un preț ferm pentru o lucrare care se derulează, poate, nu știu, pe o perioadă de 2-3 ani de zile, de exemplu, sau mai mult chiar. Cum spuneam, există deja obligația legală ca pentru contractele care depășesc 6 luni de zile să se instituie o formulă de revizuire. Există, cel puțin în domeniul construcțiilor, pentru contractele de infrastructură mare care depășesc aproximativ 5 milioane de euro, există clauze contractuale standard, contracte cadru, care sunt utilizate în mod obligatoriu și acestea prevăd deja clauze de revizuire. Problema intervine atunci când aceste clauze de revizuire nu mai sunt adaptate contextului și poate pentru astfel de situații excepționale, cum este cea care ne confruntăm, ar trebui ca achizitorii sau chiar și legiuitorul să intervină, să prevadă o
posibilitate de adaptare, o mai multă flexibilizare în contractele de achiziție publică, astfel încât să fie în același timp protejat interesul public și fondurile publice care finanțează contractele respective, dar trebuie cumva protejat sau ajutat și operatorul economic să depășească dificultățile financiare care se confruntă pentru a nu se bloca achizițiile publice, investițiile importante și trebuie evitat și riscul de pierderea unor finanțări nerambursabile, mai ales în contextul actualelor oportunități de finanțare care sunt totuși limitate ca și întindere de timp și, după cum bine știți, există deja o întârziere în implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă și în această perspectivă ar trebui să existe mai multă predictibilitate și posibilitatea de adaptare a contractelor. Foarte importante sunt clauzele contractuale, care până la urmă sunt baza de discuție în orice eventual litigiu sau de câte ori intervine o situație în derularea unui contract, atunci trebuie să ne raportăm la aceste clauze contractuale care au putere de lege între părțile contractante. Iar intervenția legiuitorului ar trebui să fie una minimă, doar pentru a rezolva probleme cu adevărat deosebite. Altfel, s-ar încălca, după cum spuneam, principiul tratamentului egal și al transparenței. Deci statul trebuie să introducă modele de contract care să fie utilizate pe scară largă, nu numai pentru contractele de o valoare ridicată, dar și pentru cele mai scăzute, cum sunt cele utilizate de autoritățile publice locale, care poate că au cea mai mare nevoie de sprijin, de consultanță și atunci să se adopte astfel de clauze standard care să prevadă și posibilitatea de adaptare, de revizuire a prețului, dar în același timp ar trebui avut în vedere și dificultățile legate de aprovizionare. Întârzierile pe care le poate suporta, le poate suferi un operator economic privat în derularea unui contract, ar trebui să existe posibilitatea pentru autoritatea contractantă, achizitor, să prelungească duratele de execuție a unui contract și să nu aplice în mod automat, în mod extrem de riguros, penalitățile de întârziere, fiindcă ar crea o presiune și mai mare asupra operatorului economic. Foarte importantă această prevedere, cum să spun, trebuie să luăm măsuri de precauție. Imposibil de găsit o formulă de contract perfectă care să facă față oricăror situații din practică, dar trebuie identificate acele instrumente care să permită adaptarea la context. Da, e important, sunt importante aceste precizări. Din experiența dumneavoastră de specialist, de expert în zona achizițiilor publice, actualele contracte au așa numite clauze de revizuire despre care ați vorbit, cele în derulare mă refer, sau nu prea există și sigur dacă noile contracte prevăd astfel de clauze mai ușor sau există o deschidere din partea statului pentru a semna și astfel de clauze, contracte care prevăd astfel de clauze de revizuire. Încă există o reticență din partea autorităților publice de a institui astfel de clauze de revizuire a prețului, cu excepția celor contracte care sunt standard și unde legiuitorul a impus clauze de revizuire. În general, autoritățile publice preferă acea formulă sau, mă rog, acea exprimare privind utilizarea unui preț ferm și multe contracte de achiziție publică găsim clauza conform căreia prețul este ferm și nu se ajustează. Însă dacă intervine o situație excepțională, se poate aplica, sigur de la caz la caz, cu o analiză atentă, riguroasă, teoria impreviziunii, cum se numește în limbaj juridic, pentru a reechilibra contractul, astfel încât operatorul economic să nu sufere pierderi. Și aici e foarte important, cred că autoritățile contractante se raporteze exclusiv la pierderile demonstrate, efectiv suferite de operatorul economic. Teoria impreviziunii nu se aplică dacă operatorul economic doar nu-și mai
acoperă profitul pe care l-a estimat. Deci important este să nu sufere pierderi. Autoritățile vor aprecia de la caz la caz și până la urmă instanțele vor fi cele care vor tranșa. De cele mai multe ori v-am spus în favoarea autorităților publice, pe considerând că operatorul economic trebuia să fie diligent și în oferta pe care a propus-o trebuia să își prevadă toate costurile, inclusiv posibilele majorări. Da, e, în fine, e o discuție întreagă de făcut aici, pentru că, în principiu, operatorii economici trebuie să fie dirigenți, așa cum spuneți, dar vremurile pe care le-am trăit, cel puțin în ultimul an și jumătate, să zic, nu, au fost cu totul speciale. Deci, cred că oricât de diligent ar fi fost un agent economic, nu cred că putea să prevadă ce avea să se întâmple sau ce s-a întâmplat. Pe de altă parte, înțeleg că și atitudinea, să zicem, autorităților contractante, că își doresc un preț ferm, pentru că, dacă ne uităm în istorie, au fost multe discuții legate de acest lucru și anume de o revizuire a contractelor, inclusiv a prețurilor, după semnarea lor sau la anumite perioade de timp, reviziuri care de obicei puneau mari semne de întrebare. Da, există și spețe de ordin penal, ca să spun așa, sau mă rog, care au ajuns în fața instanțelor, se încearcă atragerea responsabilității penale a achizitorilor pentru că au adoptat formule de revizuire a prețului care nu erau corespunzătoare sau că le-au schimbat în timpul derulării contractului. Trebuie evitată favorizarea contractantului în timpul executării, prin raportare la rezultatul competiției la licitație. Altfel, dacă există transparență și clauzele de revizuire sunt prevăzute încă de la început, acestea se aplică în mod automat, inclusiv în situația în care au loc reduceri de prețuri. Au fost în trecut, nu mai este cazul în acest moment, dar au fost situații în care clauza de revizuire a fost aplicată în favoarea achizitorului. Ah, deci au fost și astfel de situații, da, interesant. Da, mai rare și cu o perioadă de timp în spate, dar în acest moment este evident că evoluția suntem într-o altă logică. Ce este dificil la acest moment și va fi cu siguranță și în perioada următoare este identificarea fondurilor necesare pentru acoperirea acestor majorări de prețuri. Să spunem că a intervenit legiuitorul și a introdus formule obligatorii sau autoritățile publice sunt diligente și folosesc aceste clauze de revizuire de la început, însă întrebarea este foarte concretă, cine plătește? Cine va suporta aceste creșteri? În special pentru autoritățile contractante cu o capacitate financiară redusă. Redusă, da. Există primării. Aveți un răspuns parțial măcar la întrebarea cine îl plătește? Se poate găsi? Da, din există o deschidere la nivel guvernamental și cel puțin pe zona de finanțării nerambursabile s-au acceptat, chiar s-a impus legislativ adaptarea contractelor de finanțare nerambursabilă. Încă mai sunt dificultăți pentru identificarea fondurilor necesare pentru autoritățile publice care plătesc din banii fonduri proprii, nu au finanțări nerambursabile. Cred că ar trebui făcut un efort guvernamental și ajutate aceste autorități publice, bineînțeles cu respectarea constrângerilor bugetare și a regulilor privind ajutorul de stat sau alte astfel de constrângeri legislative, fiscale, financiare. Bun. În general există o deschidere, din păcate costurile vor fi unele exagerate, până la urmă, după cum se constată, toate dificultățile financiare se rezolvă cu noi împrumuturi. Și adevărat, ar plăti la nivelul statului, la nivelul bugetului. Vom plăti un preț mult prea mare, dar în același timp trebuie asigurată în continuare finanțarea investițiilor publice, fiindcă sunt un motor de creștere economică. Altfel s-ar crea un cerc vicios defavorabil economiei române. Trebuie făcute eforturi pentru a fi
ajustate, sprijinite autoritățile publice și implicit și operatorii economici care creează plus valoare și dau cumva eficiență acestor achiziții publice. Dar cu multă prudență, astfel încât cumva să fie un parteneriat, riscurile să fie împărțite între autoritățile publice și operatorii privați, cu evitarea abuzurilor sau exagerărilor. Aici vreau să ajungem la, poate la ultimul punct al dialogului nostru și apoi să tragem și o concluzie. Din tot ce ne spuneți, vedem că situația este într-un moment extrem de complicat, într-un moment extraordinar din multe puncte de vedere și discutăm uneori, nu, și discutați dumneavoastră specialiștii despre un echilibru, respectiv un dezechilibru contractual. Cum se poate găsi acest echilibru contractual într-un moment, așa cum știm, așa cum l-ați evocat, foarte delicat pentru ambele părți, până la urmă, și pentru autoritățile contractante și pentru companiile care execută lucrările? Din păcate, se constată și la acest moment, după zeci de ani de experiență în achizițiile publice, există o necorelare, să mă rog, un dezechilibru între interesele publice și private. Contractul de achiziție publică ar trebui privit ca orice alt contract, ca și un parteneriat, ca o relație echilibrată, bazată pe, mă rog, încredere, respect și respectarea regulilor. Ar trebui să înțeleagă achizitorii că operatorii economici se confruntă cu dificultăți permanente pentru au costuri pentru a participa la licitațiile publice, au dificultăți în identificarea resurselor necesare în deplinirii contractului de achiziție publică, inclusiv resurse umane. Cunoaștem foarte bine constrângerile actuale în acest domeniu al forței de muncă. Au dificultăți operatorii economici să financeze executarea lucrărilor, cel puțin până primesc banii contravaloarea prestației lor. Deci există un efort permanent al operatorilor privați de a îndeplini aceste contracte de achiziție publică. Dar în același timp și operatorii privați ar trebui să înțeleagă constrângerile autorităților publice, respectiv faptul că trebuie să respecte regulile pe care le-au instituit în cadrul licitațiilor publice, nu pot să adapteze cu ușurință contractele. Și prin urmare ar trebui să fie un echilibru între interesul public și interesul privat, astfel încât achiziția publică să fie una de succes, să fie finalizată și să se încadreze în acele costuri estimate de achizitor. Din păcate, încă există dificultăți de corelare între aceste categorii de interese, dar în ultima perioadă se constată totuși că înțeleg ambii parteneri contractuali constrângerile celuilalt și se ajută, se sprijină reciproc pentru a depăși dificultățile inerente executării unui contract, mai ales cele de complexitate ridicată și raportat și la contextul actual. Bun, și v-aș ruga o concluzie, domnule avocat, pentru că suntem la finalul dialogului nostru, o concluzie care, eu știu, poate să aibă și o privire spre viitor, cum anticipați că vor evolua lucrurile în următoarea perioadă, și aici mă refer, nu știu, un an jumătate, doi, dacă mai e nevoie de modificări legislative sau nu, vă rog să ne spuneți opinia și concluzia dumneavoastră. Eu îmi doresc mai multă predictibilitate și coerență din punct de vedere al legislației achizițiilor publice, care a fost modificată de prea multe ori. Trebuie să existe o securitate juridică, inclusiv în ceea ce privește raporturile contractuale. Regulile ar trebui cunoscute încă din momentul licitației și respectate până la finalizarea achiziției. Din nefericire, contextul economic actual este unul impredictibil, dar raportat strict la legislația achizițiilor publice și la evoluția acestui sistem,
constat că există o evoluție favorabilă, lucrurile se așează, după cum spuneam, se restabilește acea legătură de încredere între partenerii contractuali, regulile sunt în general respectate. Sigur că există întotdeauna oportunități și provocări și lucrurile ar putea să fie îmbunătățite atât din perspectivă legislativă, dar mai ales din perspectivă practică, în ceea ce privește aplicarea uniformă, interpretarea regulilor la fel în mod unitar, inclusiv la nivelul instanțelor de judecată. Și trebuie pus accentul pe profesionalizarea domeniului, atât la nivelul autorităților publice, prin mărirea capacității administrative, dar și la nivelul operatorilor economici, care trebuie responsabilizați pentru a elabora oferte competitive și pentru a-și respecta angajamentele contractuale, conștienți fiind, după cum spuneam, de faptul că aceste contracte de achiziție publică trebuie să se deruleze sub preeminența, prioritatea interesului public raportat la sursa fondurilor care le finanțează. Mulțumesc! Ne oprim aici. Am discutat astăzi în emisiune Esențial despre prețul corect în achizițiile publice. Ați văzut cât de multe teme sunt în acest subiect și cât de importante, pentru că în ultimă instanță de felul în care finanțăm aceste lucrări publice depinde și modernizarea și dezvoltarea societății și economiei românești, deci avem nevoie de astfel de lucrări de construcții publice. A fost alături de noi domnul avocat Florin Irimia, avocat asociat la Societatea de Avocatură Ceparu și Irimia și președinte executiv al Asociației Experților în Achiziții. Eu sunt Constantin Rudnitski și vă spun ca de obicei, vă invit ca de obicei să rămâneți pe RFI. Vă doresc numai bine, să ne auzim și să ne vedem cu bine.